Bine ați revenit, am ajuns în sfârșit la mișcare. Vă rog să vă imaginați un univers în care se găsește un singur corp. Să zicem un fel de meteorit. Nu vi-l pot arăta pentru că acest univers arată cam așa. Dar corpul e undeva acolo. Și acum pun întrebarea, acest corp este în mișcare sau în repaus? Dacă vă gândiți un pic, vă dați seama că nu numai că nu puteți răspunde la întrebare, întrebarea este absurdă și asta pentru că orice mișcare se face întotdeauna față de ceva. Mișcarea înseamnă schimbarea poziției unui corp față de alt corp. Dacă nu există alt corp, noțiunea de mișcare n-are sens. Încă ceva foarte important, dacă un corp A se mișcă față de un corp B, atunci și corpul B se mișcă față de corpul A. Așa că vă rog să nu mai râdeți de copiii care spun în tren, copacii aleargă. Au dreptate. Față de tren, copacii sunt în mișcare. Din punct de vedere fizic, mișcarea înseamnă schimbarea poziției unui corp față de altul, iar poziția este caracterizată prin distanță. Deci mișcarea se face în spațiu, dar în același timp schimbarea poziției se face și în timp. Nimic nu are loc instantaneu. Orice mișcare are o durată. Deci pentru a studia mișcarea, avem nevoie de un corp de referință, o riglă pentru a măsura distanțele și un ceas pentru a măsura duratele. De obicei înlocuim corpul de referință cu un sistem de trei axe concurente perpendiculare între ele. De ce trei? Pentru că trei e numărul maxim de trepte concurente care pot fi perpendiculare între ele, cam așa cum vedeți aici. Nu pot să duc încă o dreaptă care ar fi perpendiculară pe aceste trei drepte. De aceea spunem că spațiul este tridimensional. Cele trei axe, rigla și ceasul, formează împreună un sistem de referință. Atenție, rigla și ceasul presupun și existența unor unități de măsură pentru spațiul respectiv timp. Corpul care se mișcă este numit mobil și îl modelăm printr-un punct în care am concentrat toată masa lui, numit punct material. Iar poziția punctului material în spațiu este caracterizată de coordonate. Acestea reprezintă distanțele de la originea axelor de coordonate la proiecțiile punctului material pe cele trei axe, așa cum vedeți în desen. În cazul general avem, deci, trei coordonate notate prin tradiție X, Y și Z. Evoluția coordonatelor în timp este descrisă de funcție de timp numită lege de mișcare. Putem avea, deci, cel mult trei legi de mișcare. Linia pe care o descrie punctul material, mobilul, se numește traiectorie și după forma traiectoriei, mișcarea poate fi rectilinie, caz în care avem nevoie de o singură coordonată, curbilinie în plan, caz în care avem nevoie de două coordonate sau curbilinie în spațiu și atunci avem nevoie de trei coordonate. Atenție, traiectoria depinde de sistemul de referință. De pildă, aceasta este traiectoria unui LED fixat pe roata unui biciclete față de biciclist și aceasta este traiectoria aceluiași LED față de un observator pe lângă care trece biciclistul. Mulțumesc pentru atenție, pe curând!